pacienții vârstnici, să știți că și vârsta e o boală până la urmă, pentru că pacienții vârstnici au un deficit în comunicare foarte sever. Dar de ce? Pentru că nivelul de percepție al pacientului vârstnic este foarte scăzut. Să vă explic cam cum decurge o conversație de-a mea când sunt nevoită să anulez probabil vreo 3-4 programări pentru o zi în care șeful trebuie să plece la un simpozion. Avem programări făcute pe 3 luni în avans și eu sunt nevoită să dau telefon la niște vârstnici să anulez programările. Dacă sun, vorbesc ceva de genul: bună ziua, Meda Taloș, la telefon asistenta doctorului Puia, v-am sunat să... La sfârșit, după ce îmi termin tirada, zice: alo, cu cine vorbesc? Dar după ce eu am spus ce aveam de spus. Și atunci mi-am dat seama că n-are rost. Și cum procedez? Sună telefonul, ridică pacientul și eu spun: alo, și stau. La care se aude într-un târziu: alo, da, cine e acolo? Abia pe urmă spun cine e acolo: bună ziua, sunt Meda Taloș, asistenta doctorului Puia. Pauză, fac pauză. Mai durează vreo 20 de secunde în care el zice: cine ați zis? Doamna asistentă de la cabinet. Doamna asistentă! Da, de ce m-a sunat? Păi v-am sunat pentru programarea pe care o aveți în data de... Da, da, am programare! Da, v-am sunat că domnul doctor n-o să fie. Da, da, eu am programare și vin. Da, dar trebuie să anulăm programarea. Da, eu am programare! Și așa se desfășoară, n-are rost să insist, dar e hilar, e de-a dreptul hilar, pentru că el nu percepe de ce vrei tu să-l suni și ce vrei tu cu el. Nu înțelege. E foarte grea relația cu un vârstnic și mai ales telefonic, pentru că atunci când e în fața ta, gestual îi inspiri încredere. Deci stai cu fața la el, zâmbești, ești calm, automat starea de suspiciune se disipează. E foarte, foarte important să fii să interrelaționezi cu el. Și de ce zic că e foarte important să știi cum să vorbești? Mai ales, să vă dau un exemplu, la o recepție, la un laborator de prelevare probe. Să vă dau un exemplu. Ai pacient care trebuie să-și recolteze urocultură. El vine după recipient și tu trebuie să explici metoda de recoltare. Dacă tu te apuci și spui: trebuie să recoltați prima urină de dimineață, jetul din mijloc, toaletă locală cu apă și să pun înainte de toate astea și țineți la frigire recipientul. N-a înțeles nimic, bineînțeles. La care la sfârșit zice: ce ai spus, maică, că n-am înțeles, mai repeți? Automat la pacienții ăștia trebuie să te adresezi în ritmul vorbirii în care ei au capacitatea să perceapă informația. N-are rost să turui. Și din păcate am constatat că majoritatea tinerilor din ziua de azi vorbesc extrem, extrem de repede. Și nu înțeleg că cu vârstnicii nu poți să vorbești așa. Iarăși un lucru care e foarte important, interrelaționarea cu acești pacienți în habitatul lor, la domiciliu. De la intrare, tu poți să le câștigi încrederea. De la intrare. De ce? În momentul în care intri la ei în casă, cu toate că poate și de cele mai multe ori, când intri într-o casă de vârstnic, îți miroase a bătrân, că așa zic copiii mei, miroase a bătrân și copiii voștri, sunt convinsă. Simți că este o casă cu foarte mare deficit de curățenie, pentru că nu pot să facă. Săracii îs singuri, n-au copii cu ei, poate își permit o menajer o dată pe lună sau o dată la două săptămâni. Și atunci e un haloimes groaznic și o mizerie groaznică, dar este mizeria lor, să ne înțelegem. E mizeria lor. Ei, în momentul în care tu intri la el în casă și îți pui niște botoșei când intri în casă, este 50% câștigată încrederea. Pentru că el înțelege că tu respecti habitatului, tu îi respecti mediul în care el își desfășoară viața. De cele mai multe ori acolo și-o desfășoară 24 din 24 că nu poți să iasă. Să bagi piciorul în munca lor, că el așa cum poate adună, cum poate el adună, dar adună. Și atunci tu te duci și faci treaba asta, o lipsă de total interes față de casa lui. Un alt aspect, când intri la el în casă, cei mai mulți au obiceiul să te trimită la baie să te speli pe mâini. După cum știm mulți dintre noi care mergem la pacienți la domiciliu, cei care nu știu o să aflați acum, protocoalele de îngrijiri la domiciliu prevăd că nu ai voie să folosești baia pacientului. De ce nu ai voie? Pentru că majoritatea vârstnicilor au deficit de autoîngrijire. Vă dau un exemplu. Urinează, nu reușește să se spele pe mâini cum trebuie. Cu mâna care s-a șters la fund sau, mă rog, mă scuzați, în zonele intime, pune mâna pe robinet, nu reușește să-l spele, tu te duci, pui mâna pe robinet, nu este normal. Prosoapele poate nu
și le spală zilnic sau le spală odată la o săptămână. Nu se folosește baia pacientului pentru protecția ta și pentru protecția celor la care urmează să mai mergi, pentru că tu ești un purtător, tu ești un vector de bacterii dacă faci așa ceva. Deci, în primul rând, noi trebuie să avem asupra noastră gel antibacterian și mănuși de unică folosință, cu care să ne protejăm pe noi și pe pacient. De aceea, în momentul când intrăm și pacientul te invită să te duci la baie să te speli, cu foarte multă blândețe trebuie să explici că știți protocoalele de îngrijiri nu-mi dau voie, pentru că eu merg și la alți pacienți care au deficit de îngrijire și nu, ca să nu transport la dumneavoastră. Încerc să le explici că ei sunt cei importanți pe care îi protejezi. Deci e foarte important să înțeleagă lucrul ăsta și nu să se simtă jigniți de atitudinea ta. De aceea, cu foarte multă blândețe, mai în glumă, mai în serios, mai cum poți, trebuie să le câștigi încrederea de la intrare. Majoritatea vârstnicilor sunt suspicioși, pentru că majoritatea sunt cu deficit auditiv și cum am zis că cei cu deficit auditiv sunt suspicioși, ei sunt suspicioși. Plus că mai au o treabă cu punctualitatea. Dacă am stabilit că la ora 10 merg pentru tratament și întâmplător anterior am avut un pacient care mi-a sângerat și n-am putut să plec până am oprit sângerarea și am întârziat. Păi la 10 și 3 minute e cu telefonul pe mine. Păi ați zis că la ora 10 veniți. Câteodată când sunt la limita, că sunt zile în care recunosc că sunt mai și agitată, poate mai răspund acid și zic, păi știți, nu sunt mersul trenurilor. Funcționez după pacient. Dacă pacientul sângerează, nu pot să vin. Așteptați cu răbdare că vin. Îmi cer scuze de întârziere, dar vin. Așteptați-mă că vin. Dar ei au obiceiul ăsta. Plus că mai au obiceiul să-ți facă program. Adică tu le propui, vin dimineață la ora 8 că avem de făcut vitamine și le-ați de făcut dimineața. A, nu, nu, nu la ora 8. La ora 8 eu merg după lapte. Păi îți vine să-ți dai palme, dar nu poți să zici. Ca și cum laptele s-ar muta de acolo. Nu, dar el are tipicul lui. E la ora 8, e după lapte și după ziar. Tu trebuie să-i respecti laptele și ziarul. Sau se întâmplă să trebuiască să mergi la un pansat la ora 6 după amiaza și spui vin la ora 18. A, nu, la 18, nu că-i telenovela mea. Și atunci, tu dacă ai mai mulți pacienți într-o zi, cumva trebuie să te pliezi după telenovela lui Cutare, după laptele lui Cutare, după biserica lui nu știu care merge la vecernie sau altul la utrenie și atunci cumva trebuie să-ți faci programul și de-a dreptul hilar, dar cumva trebuie să le câștigi încrederea. Câteodată, sigur, recunosc, oricât ai fi de binevoitor, oricât ai fi de treabă și de comunicativ, mai îți pierzi răbdarea și atunci sigur că chiar dacă poate la telefon am reacționat un pic acid, când mă duc la el cu calm, ne așezăm și explic, vă rog să mă scuzați că am reacționat așa, aveam un pacient care îmi sângera, eram agitată sau aveam un pacient care îmi era în stare comatoasă și a trebuit să chem ambulanța și așteptam ambulanța. Mi s-au întâmplat și situații să merg dimineața la ora 8 jumate și pe când m-am dus, soțul îmi spune, dar nu s-a trezit încă, nu știu ce-i cu ea, că de regulă la 6. Pe când mă duc, pacienta mea era în stare comatoasă. Făcuse o comă hipoglicemică, peste noapte, nici nu se știa măcar cu diabet, când i-a măsurat glicemia, avea glicemia 35. Sigur că a trebuit să intervin, a trebuit să chem ambulanța, sigur că a durat o oră jumate toată intervenția și am așteptat colegii de la ambulanță și bineînțeles că m-am întârziat. Bineînțeles că au început telefoanele, dă-i cu telefonul, dă-i cu telefonul, dă-i cu telefonul. Le-am explicat când a mers, păi nu vă supărați, eu nu pot să-mi las pacientul în comă, să mă apuc să te liniștez pe tine că vin sau nu vin. Cam asta este interrelaționarea și comunicarea cu pacientul atunci când oferi servicii medicale, atât la domicilii sau într-un ambulator sau în spital. În spital lucrurile cred că se desfășoară un pic mai altfel. Nu am foarte multă experiență, am văzut numai în stagii, bineînțeles. Experiența mea este în ambulator și la domicilii, îngrijiri paliative. De aceea vreau să încă o dată să-i liniștesc pe colegii care sunt spitale. Nu vă dau lecții, specificul vostru este altul decât al meu. Nu înseamnă că voi vă pricepeți mai bine ca mine sau eu ca voi sau eu sunt proastă, voi deștept sau invers. Nu! Fiecare are specificul lui, fiecare are atribuțiile lui și ar fi extraordinar de eficient să colaborăm în interesul pacientului. Deci această colaborare ar fi în interesul pacientului și a creșterii serviciilor noastre medicale. Pentru mai multe sfaturi și trucuri, accesați www.medataloș.ro, iar dacă doriți să sprijiniți acest proiect, nu uitați like și share!